Pare a fi un pui de Rottweiler foarte simpatic, dar nu, este rezultatul dintre naționalismul german interbelic și pasiunea pentru câini. Este Jagd Terrier și astea sunt 5 lucruri pe care nu știi despre ei. Numele înseamnă terier de vânătoare și a fost dezvoltat în Germania interbelică din dorința acestora de a crește rase naționale. Măsoară între 30 și 40 de centimetri, au cam 90 kg și trăiesc între 10 și 12 ani. Loial și afectoși, se înțeleg foarte bine cu copiii, dar nu prea acceptă alți câini. Vestea bună, sunt foarte, foarte jucăuși. Vestea proastă, adio, liniște, pentru că da, le place să latre mult. Vestea bună, nu lasă prea mult păr. Vestea rea, adio, zile de leneveală, pentru că va trebui să ieșiți cu ei în fiecare zi la multă mișcare. O altă veste bună este că sunt relativ ușor de dresat, cu condiția să fiți consistent, să țineți sesiunile de dresaj scurte și interesante. Sunt foarte inteligenți și pentru că sunt niște câini de vânătoare, au foarte mult curaj și nu se vor da înapoi de la nicio pradă. Grație dimensiunii, sunt niște câini foarte buni pentru apartament, dar trebuie să le asigurați mișcarea necesară. Follow și share pentru alte rase de câini.